conduce doamna profesoară Cristina Cameniță, cor care, înainte de Paști, în săptămâna mare, n-a avut o săptămână a partenilor foarte liniștită, pentru că au participat la Olimpiada Națională de Coruri ale liceilor, de artă, și de acolo acest cor deodată s-a întors în locul 3. Deci este o bucurie pentru noi, ca și Colegiul de Arte, să obținem locul 3 la Olimpiada Națională de Coruri. Înainte de a cânta corul UTP, aș vrea să vă spun câteva cuvinte, o să mai intervin și între cele două coruri, pentru că am spus că sunt trei, acesta este UTP, corul UTP Stabila. Să vă spun că trăim o perioadă frumoasă, plină de lumină. Am încheiat săptămâna trecută, săptămâna lumina. Dar lumina Învierii lui Hristos continuă să străbată nu doar timpul și spațiul până la răsare, ci continuă să străbată atâta timp cât o lăsăm noi, continuă să străbată și în sufletele noastre. Am obișnuit, așa cum ne învață Biserica, să ne salutăm cu Hristos a înviat și să răspundem adevărat a înviat. Am învățat să ciocnim ouă roșii și nu sunt aici să răspund de gen ouă roșii, cei mai mici și cei mai în vârstă și cei mai mari știu. Și am învățat că atunci când ciocnim să rostim același salut, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Este diferit de bună dimineața, este diferit de noapte, este diferit de bună ziua. Pentru că acest salut este o mărturisire de credință. Când spui Hristos a înviat, o spui cu toată ființa ta. Pentru că altfel n-ai rostit acest salut. Trebuie să crezi că Hristos a înviat din morți. Cu moartea Lui, călcând moartea noastră, oamenilor, și celor care sunt și vor fi în morminte, le-a dăruit viața. De aceea spuneam că lumina lui Hristos străbate timpul și spațiul și viața adusă de Hristos străbate timpul și spațiul. Hristos n-a murit pentru ca eu să mor. Hristos a murit ca noi să fim vii. Corul lui Hristos. Thank you.
pascale, cântece și rugăciune. Pentru că viața noastră, acelor de dincolo de vitrine de tramvai, acelor de dincolo de șosea, nu e altceva de cuvânt pentru cei de la secția muzică. E un cânt, dar știm că cel care mi-a dat posibilitatea cântului este cel de sus. Știm și credem, așa cum vă spuneam despre credința că Hristos a înviat, nu putem să cântăm și să spunem acest lucru decât dacă îl avem în cântul nostru. Hristos a înviat, este prez. Nu este un salut, este o mărturisire de credință pe care, pentru care, din păcate, și acum, în secolul 21, mor oameni. Așa cum în secolul 3, 2, 1, mureau oameni și sfinții sunt pictați inclusiv pe pereții acestei catedrale. Și acum mor oameni pentru acest crez că Hristos a înviat. Dar mor așa cum și noi trăim, cu certitudinea că avem viață. Credem că avem viață în Hristos. Credem că vom învia cu Hristos atâta timp cât trăim cu El în această lume. Un cor, o corală, care oarecum și-a luat numele de la acest crez, se numește Corala Credo, urmează să evolueze în fața dumneavoastră, după corul Euter. Corala Credo, însă, dacă vorbim de Euterpe ca și tradiție, Corala Credo este o noutate pentru colegiul de alte sabintre. Ea este formată, în cea mai mare parte, de elevii clasei a 10-a, profilul muzică A. Și s-au întropit abia înainte de Paști să fie având ca pe chine o lună. Cam așa. Dar au venit ca să la rândul lor, așa cum le este numele, că, virgulă, cred. Cred că Hristos e viu. Cred că Tatăl nostru, Cel din Cer, ne dă și ne pune în suflet tainice harul cu care ei vin în fața dumneavoastră. Și nu numai în fața dumneavoastră. În fața urmei. În fața unor alți tineri. Pentru că vă spuneam că vor o termenire din de la Pitești. De la Olimpiada Națională. Dar să știți că ceea ce au ei în suflet dăruiesc. Așa cum fiecare dintre noi ar trebui să încercăm mai întâi să avem un suflet, iar mai apoi să nu ținem pentru noi, ci să dăruim. Corala Credo pe care o vezi în față este condusă de Doamne.